Singura candidată pro-pace la prezidențialele din Rusia a pierdut apelul contra Comisiei Electorale de la Moscova. Ecaterina Dunțova nu va participa la alegeri, dar a anunțat că nu renunță la politică și își va crea partid. Așadar, Putin rămâne în cursă cu contracandidații ai sistemului. Curtea a decis să respingă crearea în contencios administrativ a Ecaterinei Dunțova privind anularea deciziei Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse din 23 decembrie 2023, înregistrată cu numărul 144/1118 privind refuzul de înregistrare a unui grup de susținători a Ecaterinei Dunțova și reprezentanților săi autorizați pentru funcția de președinte al Federației Ruse. Вот на сегодня я не могу баллотироваться в президенты Российской Федерации. Ну, я считаю, что нам опускать руки ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. De astăzi nu mai pot candida la funcția de președinte al Federației Ruse, dar cred că nici într-un caz nu trebuie să renunțăm sau să ne oprim. Avântul mișcării trebuie menținut. Probabil vom reveni într-un alt format și deja există potențialul. Nu este astăzi niciun partid care să ne reprezinte interesele, nu există niciun partid care să transmită mesajul păcii și în același timp să-l apere. Cred că trebuie să luăm inițiativa în mâinile noastre și să creăm un partid care să ne reprezinte pe toți. Politicile partii care vă nas всех представляла. Comisia Electorală de la Moscova a respins candidatura Ecaterinei Dunțova. Ea pledează pentru democratizarea Rusiei și încetarea războiului. Justificarea oficială sunt erorile din documentele oficiale de înregistrare în cursă.